Fără victorie de 5 etape, trupa lui Teo Ivens nu putea emite pretenții nici în fața supercampioanei Asesoft Ploiești. Vedetele lui Arnautovici, americanii Hargrove și Griffin au făcut ce au vrut la Târgu Jiu și nu i-au lăsat pe gorjenii nici măcar pentru o clipă cu iluzia că ar putea reuși vreo minune. Ploieștenii au tras tare în prima parte și au luat un avans uriaș de 18 puncte pentru ca în repriza secundă să se distreze cu elevii lui Ivens. Tabela a înghețat la final la scorul de 63-86. Din păcate, asta e diferența de valoare între cele două echipe. În Rovinari eu am avut impresia că ei sunt cu capul deja acasă sau la vacanță. You can see in every position they're bigger, they're stronger, they're faster, they're better in every position. And this is what you get, you know, when you got big money and you got tradition and you got people who are investing and making a good team that really want to make a good team, not just for Romania, but for Europe. Este bucuros pentru băieții care au intrat, s-au luptat. Anul trecut ne-a bătut la 29 de puncte. Anul ăsta nu știu exact care a fost diferența, dar asta se întâmplă atunci când investești, când ai o echipă puternică pe toate pozițiile, sunt mai înalți, mai rapizi, mai puternici și asta se întâmplă atunci când bași bani, nu numai în România, peste tot. Descumpănit de procentajele foarte slabe ale elevilor săi, Ivens a fost luat la rost și de Arnautovici. Sârbul a rămas șocat de energia care s-a apărat în zonă pe tot parcursul celor 40 de minute de joc. Deci era foarte ciudat, este foarte ciudat meciul, deci nu pot să cred că o echipă cum e Rovinari joacă tot meciul zona, deci e incredibil, deci asta n-am văzut până acum. Nu avem oameni care să apere cu oamenilor mari. If we were to play a man, they would have just destroyed us. Dacă ar fi jucat om la om, probabil n-ar fi distrus. So we had to, it was our only chance to even keep the game close. Așa trebuie să jucăm, era singura noastră șansă să ținem meciul aproape. Dacă Hargrove a marcat 23 de puncte pentru oaspeți, Trap și Griffin au fost remarcații energiei. Trap a înscris 11 puncte, în timp ce Griffin le-a spus adio suporterilor gorjeni cu 15 puncte marcate. Griffin va fi înlocuit din retur cu Luis Darby.